Bună ziua, stimați respectatori! Iată-ne din nou împreună și astăzi vom discuta despre evenimente culturale de mare amploare, evenimente care încearcă să plaseze Iașiul cel puțin la un nivel național. Când spun nivel național, mă gândesc la Gala Scriitorul Anului, o gală sau un proiect aflat la 7-a ediție. Astăzi vă vom prezenta unul din laureații lunii anului 2020 și mă refer... 2021 și mă refer la Nichita Danilov, câștigătorul lunii aprilie. Nichita, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Să sperăm că acest proiect va găsi o fereastră așa cum au găsit și celelalte, și vom aduce la Iași pe importanții scriitori ai literaturii române. Gala Scriitorianului este un fel de uniter al literaturii române, o gală care va aduce la Iași cei 12 scriitori, câștigătorii lunilor octombrie-noiembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie 2021. Nichita a câștigat deci luna aprilie cu cele două cărți. Omul din Eprubetă, romanul Omul din Eprubetă și a doua carte foarte interesantă și ușor de citit, chiar dacă este masivă, peste 600 de pagini, de la Caragiale la Urmuz sau Realitatea în formă de conservă. Aceasta este cartea și acesta este Omul din Eprubetă, cărți apărute la editura Polirom. Cunoaște cineva la Polirom? Omul din Eprubetă, romanul Omul din Eprubetă este la Polirom, celălalt este, nu, e la editura Tracu-Sarte. Tracu-Sarte, da. Din București. Nichita, ce fel de vremuri trăim? Vremuri pandemice. Doar pandemice? Dar trebuie mai mult. Păi, eu văd că e mai mult. Eu cred că este... Nu putem ocoli realitatea politică care este irațională la noi. În general, realitatea politică nu poate fi rațională, pentru că este un cumul, e o emanație, nu? Dacă spunem că clasa politică e o emanație a maselor, la noi nu cred că mai este chiar o emanație, pentru că emanație de gaze naturale? Nu, emanație de cei ce dorește sau cei ce votează masa. Nu mai e cazul. Cred că masa e, și-a depășit... E chiar rezultatul votului? Ți se pare? Păi tocmai de asta am zis. Nu mai e cazul. Probabil cei care într-un fel sau altul decid soarta națiunilor au... Masa servește doar ca paravan, ca simplu paravan. În rest, jocurile se fac înainte. Și dacă nu ies cum arată voturile, tot pe undeva se ajustează această realitate politică ca ea să se încadreze în anumite pătrățele. Se încadrează foarte bine. Eu, așa ca o metaforă sau o construcție de aceasta periculoasă, eu văd clasa politică că se află în postura călărețului
ce și ucide bidiviul în galopul nebunesc și fără direcție. Aveam impresia când ai spus că în postura călărețului ai să pronunți în postura călărețului fără cap. Nu, nu fi chiar așa. Dar care științifico-fantastic. Dar nu e științific, un roman. Nu, dar ca realitate. Deci, dacă e călărețul fără cap, ce să mai călărească? La noi putem, cred că, combina la ora actuală ambele variante. Adică e varianta ta pe care ai spus-o tu, că se află în postura unui călăreț care își ucide printr-o goană nebună sau poate chiar îi trage în timp ce călărește un gluante în cap. E posibil și asta. Și în postura călărețului fără cap, care galopează și el nebunește. Că bine, hai ca să ne împăcăm, călărețul fără cap vine în urma călărețului imaginat de mine. Da, deci nu adică îl urmărește. Trăim vremuri tragico-comice. Din păcate, pentru noi sunt dramatice, pentru că ne afectează. În cazul liberalilor, cine pe cine călărește? Păi, liberalii călăresc la ora actuală tot pe liberal. Problema de unde a plecat totul, după părerea mea. Deci, în momentul în care vii la putere, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți asiguri o opoziție. Pentru că dacă nu... N-ai o opoziție, o iei foarte repede o iei pe arătură. Noi am mai întâlnit o putere fără opoziție ca în perioada PSD-ului cu USR-ul. Nu, în perioada comunistă a fost... Da, nu dar mai aproape, deci mai aproape de noi. Da, se naște un sistem totalitar. Un sistemul totalitar, dacă într-un fel sau altul controlează și opoziția, și cred că la noi cam așa este, atunci el nu mai are nici control, nici autocontrol. Și să ajunge unde s-a ajuns aici. Să ajunge în momentul în care se devoră pe el însuși. Și e mare păcat că s-a întâmplat așa. Deci în momentul în care tu ți-ai asigurat o poziție, ai un recul. Vezi că ai greșit, îți vine în față și poți să-ți controlezi. Da. Poți să faci o politică pe o durată mai mare în timp. Așa ce faci. E ca și cum ai venit, te-a luat valul și ai rămas undeva deasupra. Nu avem nevoie de așa ceva. Tu crezi că ai fi un politician bun? Nu, eu n-am vocație politică, dar pot să văd lucrurile. Despre politică vorbești. Și aia care vorbesc despre politică nu se pricep la politică? Nu m-a atras ca să fac eu politică, adică să fiu într-un partid, să ce deranjează? Unde nu te-ai adapta? Dar eu cred că pot să am o intuiție și chiar o previziune a lucrurilor. Adică puteam să fiu un consultant. Acum nu mai am timp pentru așa ceva. Că pe Facebook scrii tot timpul și dai soluții și nu dau soluții. Tragi oamenii de urechi, cum nu? Nu, nici nu trag. Arăt oglinda. Da, dacă arăt. M-am jurat de atâtea ori să nu mai scriu politică. Dar, uite, lucrurile ne doar. Urechile lui Stelian Tănase sunt foarte înroșite. Urechile lui Stelian Tănase? Nu m-am uitat. Nu m-am uitat la el. El parte de obicei fes. Câteodată nu se mai văd. Dar el e un analist destul de bun, numai că ce s-a întâmplat? Eu i-am și spus în momentul în care PNL-ul a preluat putere, în momentul în care Iohannis venea cu 65%, am zis, băi, Stelian, nu-i bine, voi care sunteți apropiați de PNL, spuneți-le, aveți datoria de a-i trage de urechi, de mânică, băi, băieți,
încet cu pianul pe scări, pentru că nu o să ajungeți departe. În momentul în care tu, ca om de opinie, continui să critici opoziție, că fost la putere, că acum e în opoziție și nu te ocupi deloc de cei care sunt și o iau mai rău pe urmele fostei puteri, n-ai nici... Da, tu ai dreptate aici, pentru că dacă privim așa retrospectiv, vedem că PSD-ul, partid care a fost sancționat de electorat, fiind trecut în opoziție, era principalul vinovat și după un an de guvernare PNL... Da, adică momentul în care faci o analiză. Nu te pune nimeni să faci analiză. Dar dacă faci o analiză, păi nu te du numai în trecut, arată și ce e acum. Și aici să vezi, poate citești cineva și mai ascultă. Mai ales că sunt lideri din aceste opinii care aveau chiar datoria să spună. Îl cunoșteau pe Orban, nu-l cunoșteau, nu știu cât asculta Iohannis, poate înainte mai asculta. Și a spus, măi, nu e în regulă, nu o să ajungeți departe, o să ajungeți într-o fundătură. Da. Nu încălcați reguli, nu încălcați regulile democratice, nu încălcați Constituție, nu umblați cu dubla măsură, că o să vă încălcați și propriile voastre reguli din interior. Deci tu crezi că această criză politică în care ne scăldăm astăzi are ca un principal vinovat ignorarea unei opoziții credibile. Distrugerea opoziției. Da. Opoziția trebuia chiar întărită. Întărită de cei care erau la putere. Că aveau nevoie de ea. Aveau nevoie ca să aibă control asupra propriului lor partid. Asupra coaliției. Cum adică să întărească opoziția? Întărească ca opoziția să fie credibilă, să aibă și ei un dialog. Să-i dea și opoziției sau partidelor din opoziție nu, o satisfacție. Nu satisfacție, dar să aibă și ei parte de un cuvânt de spus, că poate din poziția de unde erau ei acum, altfel vedeau lucrurile și aveau datoria ca să sancționeze de fiecare dată cu anumite luări de cuvânt. Și care e paradoxul? Partidul care s-a dus în opoziție a câștigat cele mai multe voturi. Câștigând cele mai multe voturi, avea și poziții importante în Parlamentul României, în birou permanent. Da. Adi, asta e deja etapa a doua. Până a câștigat voturile, de ce a câștigat? Tocmai pentru că puterea a început să-și dea poalele peste cap, ne ținând cont de nimic. Că dacă țineau cont, era acolo opoziție, nu-și dădeau. Ar fost mult mai ok, mult mai prudenți. Și ar fi crescut în sondaje, în loc să scadă. Ar fi ținut cont și de cerințele populației. În momentul în care nu ceri, n-ai oferit aproape nimic și mergi și o chestie triumfalistă, noi care am trăit în epoca de aur, știm. Care-i prețul aurului? Nu, totul era extraordinar. În pandemie totul e roz. Creștem și... Nichita, radiografii în spectrul politic. Ce culoare politică crezi că ți s-ar potrivi? În perioada anilor 90 eram cu opoziția de atunci, cum să spun, adică atunci chiar pot spune era Alianța Civică. Eram partidic. Da. Nu vedeam bine lucrurile, eram cumva orbit de șansa pe care o avea democrația în România. Da, eram cu Alianța, cu... Da. Nu știu ce, dacă ai să citești, de pildă, volumul meu de
pamflete, ureche de cârpă, acolo se vede, înțelegi. Bun, dar acum nu mai e așa deci, ceva. Atunci am tras... Acum nu mai există... Ce-i curios, am tras până Iliescu, în Solcan, în, cred cu tunurile, aveam da. Rubrică la ziarul de așa. E foarte curios. Niciodată nimeni de acolo nu mi-a reproșat nimic. Da, știi că mai e o explicație. Ca nimeni să nu te fi citit. Nu, citeau. Nu același lucru. Când a venit CDR-ul, ceodată am văzut în Iași tot prietenii de-ai noștri care au avut funcții pe la prefectură, pe la Consiliul Județean. Și-au luat o morgă de asta. O morgă din asta, nu te puteai apropia, nu puteai să mai stai de vorbă. Așa e. Atunci mi-am spus, domnule, nu e în regulă. Mi deformează. Dar zic eu pentru că am militat, ăsta era cuvântul, pentru varianta asta cu CDR-ul, cu nu știu ce, n-am cum să... Revin în partea revin și o perioadă n-am mai am scris din când în când. Nici atunci nu prea aveai cum să nu scrii, că te incitau. Da, na, e ai fost un susținător al lui Emil Constantinescu? Da. Adică în prima... Da, în prima variantă. Susținător, eu dacă nu eram aliniat, dar oricum eu simpatizam, spuneam că e nevoie de o schimbare atunci. Te-a dezamăgit Emil Constantinescu? Nu atât el, cât ansamblul politic. Tot anturajul și vânzoleala care a fost. Da, era și Ana Blandeana lângă el. Și Ana Blandeana. Era și Nicolae Manolescu la un moment dat. Da, o perioadă a fost Manolescu. Chestiune că, într-adevăr, Emil Constantinescu n-a mai candidat. Băsescu și-a jucat rolul de salvator a lui cum îl cheamă care a început să plângă pe umărul lui Stolojan Dragă Stolo, nu, da. Dar practic Partidul Democrat a descompus CDR-ul și a creat o falie peste care nu s-a mai putut trece. Nu Partidul Democrat, Traian Băsescu, Traian Băsescu. Aia cu Stolo deja e o altă istorie, iar acum cu Stolo văzându-l și la Congres e deja o altă istorie. Din păcate, eu chiar am crezut în Stolojan. Adică mie mi-a plăcut când a fost prim-ministru. Atunci dar... când au venit minerii și... Da, când a spus că stau aici, nu plec până nu... Mi-a plăcut. El curajul. Dar evoluția lui chiar aia cu dragul Stolo, cu lacrimi, și după, și în perioada asta, m-a dezamăgit foarte mult. Adică el cred că avea o capacitate. Dar s-a dovedit a fi cu totul altceva decât speranțele pe care le-am pus. Ai impresia că din 1990 noi tot în jos ne-am dus? Au mai fost și mici... Adică mă refer la calitatea politicianului, a discursului politic, a omului care s-a implicat în politică, a intelectualului? Da, e curios, adică dacă iei Parlamentul din anii 90 până în 2000 sau cât, vezi, era de un... Nu ne place atunci, dar comparativ cu ce a urmat, e incredibil. Adică clasa politică n-a făcut mare lucru, dar era mult mai bine pregătită. Unde crezi că se ajunge într-o astfel de involuție? Unde crezi că se poate ajunge? Păi ce a spus, cred că domnul președinte Iohannis. Unde poți să ajungi? Adică România, în primul rând, din punctul meu de vedere, ca al unui novici, trebuie să se vadă întâi de problemele ei. Adică
trebuie să știi care sunt problemele. Uite că nu știu să răspund la întrebarea asta, te ajut eu. Și după asta să fim internaționali, internaționaliști. Nikita, se ajunge cu siguranță acum la o pauză publicitară. Din nou în direct, alături de poetul Nikita Danilov, câștigătorul lunii aprilie, în cadrul Galei Scriitorul Anului, gală care va avea, care își va anunța câștigătorul din scriitorii celor 12 luni, aici la Iași, între 4 și 5 noiembrie. Asta în varianta în care pandemia ne dă voie să ne și facem acest proiect foarte important. Nikita Danilov, până acum l-am identificat ca fiind un comentator politic. Asta este hobby-ul lui, nu e treaba lui importantă. El fiind unul din scriitorii importanți ai generației 80 din literatura română, se ocupă, printre altele, și cu poezia. Și de aceea, înainte de a ruga să ne citească câteva poezii, aș vrea să vă întreb, după câte cărți de poezie scrii și o carte de proză? Adică am scris. Periodicitatea. Da, adică, domnule, uite, am scris 3 cărți de poezie și am citit tot ce a scris Adi Cristi și am mai scris și eu un roman. Da, deci eu am publicat 5 romane până acum. La Polirom a fost o perioadă în care cam din 2 în 2 ani am publicat carte de poezie. Nu, carte de roman, vreo două. Dar câte romane ai? 5. 5 romane? 5 romane. Deci 5 romane în 10 ani. Cred că mai mult. Deci ai spus din 2 în 2 ani. Nu zic, vreau să continui. După aia a fost o perioadă când n-am mai publicat, eu știu, 5-6 ani un roman. După aia mi-am revenit. În ritm. Deci scriu ușor proză sau scriu mai ușor poezie? Dar poezie e altceva, adică alte moduri de simți realitate, de a ajunge la esența lucrurilor. De a reveni? De a reveni, da, sigur, și de a reveni. Și proza care este, îți trebuie o anumită continuitate. Dar și aici, în proză, în momentul în care ai prins firul, el se deșiră așa și trebuie să ai grijă ca să nu se rupă de undeva. Dacă se rupe, există riscul să nu mai poți continua sau revii după un mare efort. Dar uite, de exemplu, ai scris Omul din Eprubetă. L-ai scris cam în vreo 10 ani, nu? Sau... Nu. Mai puțin. Adică aveam fragmente așa, iar când... Dar erai la Chișinău când scriai Omul din Eprubetă. Da, Eprubetă, acolo aveam... sunt scrise multe fragmente din Omul din Eprubetă, ești gândit acolo. Dar între timp ai scris și poezie. N-ai așteptat să termin romanul sigur, ca să... Dar după aia când m-am așezat la Omul din Eprubetă, în Eprubetă. În Eprubetă. Și am scris, am revenit și am dat continuitate. Ai a fost vreo 7-8 luni în care am lucrat aproape zi de zi, nu chiar zi de zi, că mai sunt întreruperi viața deci cotidiană. Deci pot scrie și poezie în timp ce scriu un roman. Asta ar fi o concluzie pe care trebuie să o confirm sau nu, că dacă nu o confirm, îți dau eu date. Da. Adi, tu știi foarte bine că doar nu scrii continuu. Da. Existi și sunt momente în care ai impresia că nici nu există decât fragmentar. Deci în momentul în care tu lucrezi la un roman, de pildă, care are un suflu epic puternic,
Sunt momente în care te întrerupi. E nevoie de respirație, da. Și mergând pe stradă, eu știu, oriunde poezia o poți gândi, poți trăi. Dar din roman, scrie din roman ai evadat în poezie? Din roman, dintr-un subiect al romanului? O imagine care ți-a venit? Probabil că, da, nu neapărat imagine, dar o anumită stare, da. Pe care o continui, știi? O continui, că sunt lucruri, adică practic se întâmplă în felul următor. În momentul în care scrii și poezie și proză, ești ca un pendul, știi? Și care se încarcă tocmai din mișcarea lui. Da. Adică te încarci de la poezie și pleci de la anumite lucruri și te ridici spre proză și în momentul în care revii la poezie, universul tău s-a lărgit. Adică nu rămâi în momentul, dacă scrii numai poezie, știi și tu, există riscul să te repeți, să devii autopastiș. Da, pastiș, mai încotro. Dar în momentul în care tu îți lărgești universul tău, proza îți lărgește. Da. Și atunci, când revii la poezie, ești palpești și o altă realitate. Hai să revenim la poezie. Nikita, ce ai să ne citești? După cum observ, sunt niște poezii pe care sunt nepublicate încă? Da, sunt scrise, pregătesc, lucrez, mă rog, s-au donat aproape de un volum, poate la anul am să-l public, să vedem unde. Dar pentru că tu ai pomenit de anumite legături, periculoase, la urma urmei. Da. Aș vrea să văd dacă... Mai încă trei poiști termini în Maldoră. Da, cred că e dincolo. Sigur l-ai luat? Poezii care... Da. Se numește Perspectivă. Da, Perspectivă. Altădată consultam ceasul solar și zodiile ce se perindau noaptea pe cerul înstelat ca să ne orientăm în timp și spațiu. Iar azi aruncăm o privire pe ecranul telefonilor noastre mobile care ne indică cu exactitate toate coordonatele referitoare la mediu, la viața noastră socială, dar și la cea lăuntrică. Astfel că nu trebuie să facem niciun efort pentru a afla cu exactitate clipa, minutul, ora și locul unde ne aflăm. Curând însă va veni timpul când nu vom mai putea mișca un deget fără să consultăm îngerul nostru protector, telefonul nostru mobil, telefonul nostru cel de toate zilele și de toate nopțile, din ce în ce mai inteligent, din ce în ce mai sofisticat, din ce în ce mai redus ca dimensiuni, făcute după chipul și asemănarea noastră lăuntrică. El ne va da cele mai mici detalii despre starea vremii, dar și despre starea noastră psihică. Ne va povățui să alegem meniul și ne va pregăti micul dejun, masa de prânz și, bineînțeles, cina frugală. Ne va sfătui ce să cumpărăm și ce lucruri să aruncăm la pubelă, la ce oră să ne sculăm, la ce oră să mergem la sală de fitness și, bineînțeles, la ce oră să ne punem capul pe pernă. Ne va sfătui cum să ne îmbrăcăm în funcție de o împrejurare sau alta, cum să răspundem la întrebări și ce gesturi să facem atunci când conversăm cu colegii noștri de la slujbă. El ne va sugera ce întrebări să punem altora și nu înșine. Ne va sugera când și cum să ne ținem sentimentele în frâu
și când să ne dăm arama pe față. El ne va spune ce vise să visăm dintr-o galerie întreagă pusă în fața noastră pe tapet. Va trebui doar să apăsăm pe o tastă sau doar să ne punem această dorință în gând și vom visa visul cel mai potrivit, un vis frumos care să nu ne tulbure prea mult conștiința. El ne va spune ce amintiri să derulăm în memorie și ce amintiri să punem la index. Nu toate amintirile și nu toate visele sunt benefice pentru afacerile, pentru cariera și, de ce nu, pentru viitorul nostru. Unele dintre ele ne pot trage în drept. Tot El, la momentul oportun, ne va lege după criterii foarte bine stabilite iubirea ideală și ne va aduce, folosind tot felul de strategii, în casă, chiar de la celălalt capăt al lumii. Și tot El, alegând din nou momentul cel mai propice, ne va comunica anul, ziua, ora, minutul și clipa în care sufletul nostru se va despărți de trup. El ne va povățui cui și cum să facem ultimele confesiuni. El ne va dicta testamentul. El ne va cufunda trupul într-un somn adânc și ne va călăuzi pe ultimul drum, având grijă să așeze doi bănuți de argint sau de aramă pe pleoapele noastre închise, pentru ca ochii sufletului nostru să se desprindă ușor, deprindă ușor cu bezna adâncă a lumii de apoi. El va fi valetul și îngerul nostru păzitor, El, telefonul nostru mobil, omnipotent și omniștient, fără de care nu vom putea exista. Oare telefonul acesta nu ne poate și vaccina? S-ar putea ca deja să ne vaccineze. Poate răspunde și, cred că, virus e necesar. Răspundește sau... Poate. Da. Ca tot El să vină și cu o soluție ideală, să ne vaccineze. Da. O dată, de două ori, de trei ori. Ca să devină... Adică inclusiv rapelul să vină. Și rapelul. Da. Ca să devină cât mai util. În fond, telefonul este servitorul nostru. Hai mai spune o poezie. Cu smartphone. Deci asta e mai apropiată de omul din Eprobeta. Ia, stai să vedem, parcă avem aici. Alba neagră, joc alba neagră, cărțile mele de joc sunt norii și vântul, câteodată și păsările pe care le amestec în gravă. Câteodată și apele, câteodată și spicele de grâu și pietrele ce schimbă mereu locul între ele și pe care le scot din mânică și le așez frumos pe masă, întotdeauna cu fața în jos, ca să nu se cunoască așii, popii sau damele de pică, de desubtul lor, ascund soarele, ascund și luna, și vă îndemn să ghiciți, joc la vedere, amestecând mereu cărțile între ele, astfel încât nimic nu rămâne la locul său, pentru că amestec între ele și toate locurile din sală și din întreg universul. Între timp se face seară și ziua se preface în noapte și viața în moarte. Vă îndemn să jucați, lăsând cartea la vedere, vă îndemn să jucați, deși știu că nu aveți nicio șansă să ghiciți cartea câștigătoare, pentru că ea, în timp ce vă frământați mintea, se ascunde odată cu soarele, odată cu norii și luna, între degetele mele,
ce se înmulțesc mereu, asemenea pâinilor și asemenea peștilor din mâinile lui Iisus, rănind mulțimea de oameni, ca în Evangheliile după Matei și Marcu. Steaguri și săbii. Bătrânul voievod își așeză tabăra în fața mării. Când luna se ridică din valuri, o mie de săgeți cu vârfuri de bronz brăzdară fața liniștită a mării. Apoi când luna a pus în valuri, străjire ridicară steagurile și sunară stingere și umbrele bravilor luptători, piepturi de bronz, scuturi de argint, coifuri de aur, mantii de purpură. Ridicându-se din corturi întinse pe plajă, intrare în mare și ieșire abia peste 100 de ani. Am luptat cu valurile mării și am învins oceanul cântau și valurile mării, pradă de război, li se tărau ca niște câini la picioare. Foarte frumos și ce vreau să te întreb? Tu începi să îți asumi o nouă patrie, patria lui Don Quixote. Nu pentru că Andrei este în Spania, ci pur și simplu pentru că metafora joacă rolul lui Sancho Panza în poezia ta. Da, cred că sunt legat acum prin faptul că fiul meu, fiul nostru Andrei, e în Spania. Fiul tău și al Cristinei, nu și al meu. Al nostru. și al Cristinei. Da. E la Barcelona și noi am fost de foarte multe ori în Spania, am vizitat... Andrei, v-a făcut niște locuri. Itinerarii da, turistice. Fantastice, da, fantastice. Da, pe teme chiar. Și Barcelona, toată splendoarea și arta și frumusețea ei și faptul că acolo e și marea, sunt stațiunile din jur, adevărate bijuterii. Pe mine și pe Cristian ne-au cucerit cu totul. Eu sunt de altfel atras și de mare. Poți lupta pentru independența Cataluniei. Am prins demonstrațiile. Am prins demonstrațiile. Nu știu în ce măsură. Deci eu cred că, din câte am înțeles, e vorba acolo de o miză economică, o rivalitate între două orașe, între Madrid și Barcelona. Da, da. Barcelona se dezvoltă foarte mult, sigur, și Madrid, fiind capitală, e splendid Madrid. Se cunoaște capitala unui fost imperiu. Dar și Barcelona are farmecul ei, iar aici, fiind port, atrage foarte mult capital, având și stațiunile alea superbe de jur în jur, împrejur. Deci sunt foarte mulți, probabil, bani, interese, care, investiții care vin spre Barcelona. Și atunci rivalitatea există, adică noi suntem catalani, suntem mai bogați, sunt și regiuni în Spania mai săraci. Și atunci catalanii nu prea vor să contribuie pentru ridicarea sau susținerea celor regiuni. Plus, e și un anumit spirit catalan, e și limba catalană, e asemănătoare cu asta. Dar spiritul lor e altfel. Atunci l-am întrebat pe Andrei. Când au pus cumva... sau zic, dar de ce nu vin și nu pun guvernul de la Madrid? Zice, n-au cum. De ce? Nu se descurcă. Zice, catalanii au un spirit comercial cum îl au numai evrei.
și scot bani și din piatră seacă. Dar dacă vine Madridul și dictează acolo, dă faliment. Da. Deci e spiritul ăsta întreprinzător, probabil. Mi-ai dat o idee. Foarte e foarte frumos. Mi-ai dat o idee. Mi-ai dat o idee acum și cred că vom face o emisiune cu tente turistice. Poate luăm și niște bani de publicitate de acolo. Dar până atunci, stimați telespectatori, suntem nevoiți să ne oprim aici. Timpul devine din nou ultimul cuvânt al acestei emisiuni și mă face să vă spun la revedere și până la o viitoare emisiune, să auzim numai de bine. I'm not.